În primul rând, vreau să mărturisesc că eu am fost cea care am insistat să nu apară un critic literar care să vorbească, să facă fraze frumoase despre cartea mea aceasta, pentru că este exact cum spunea doamna Lidia Boga, o carte care nu seamănă cu altele, care în orice caz, în ceea ce mă privește, a fost mai mult o experiență spirituală scrierea ei decât sentimentul că sunt scriitor, că îmi fac datoria de scriitor. Și cum să spun, n-aș vrea să se transforme pur și simplu într-o operă literară, deși acum am sentimentul și poate chiar am dreptate că este cea mai bună din cărțile mele de versuri. Nu știu dacă e așa, în general, nu autorii trebuie să-ți dea cu părerea. În orice caz, un lucru este sigur, că este o carte care nu seamănă cu alte cărți, nici măcar cu alte cărți ale mele, că este ceva ce a rezultat dintr-o experiență aproape mistică și că grație ei am rezistat mult mai bine decât ar fi fost normal acestei perioade și cel mai minunat lucru, și îi sunt recunoscătoare Lidei Bodea că a spus asta, după cum îi sunt recunoscătoare pentru felul cum arată cartea care îi aparține în întregime. Deci, ceea ce cel mai mult ce poate să mi se spună este că este luminoasă și mai mulți oameni mi-au spus asta, iar asta este într-adevăr tot ce ar putea să-ți dorească cineva care a trecut prin aceste întâmplări. Vă sunt recunoscătoare că o veți citi celor care o veți citi și sper din toată inima ca dincolo de experiența artistică să reprezinte pentru dumneavoastră o școală de a înțelege ceea ce ni se întâmplă mult dincolo de ceea ce noi putem să înțelegem. Este, în ultima instanță, forma unei recunoștințe că suntem în stare să ne trăim viața și moartea. Vă mulțumesc mult!